Laurențiu Reghecamp este așteptat astăzi la INML pentru a-și scoate certificat medico-legal după bătaia din stradă. Antrenorul s-a ales cu ochiul vânăt și mai multe răni la față. Mâine Reghe și Ana Maria Prodan sunt așteptați la judecătorie pentru prelungirea ordinelor de protecție. Colega mea Cristina Mihăilescu se află la INML și vine cu mai multe informații în direct. Cristina. Bine v-am regăsit. Da, iată că ieri Laurențiu Reghecamp nu a ajuns aici la Institutul de Medicină Legală pentru că a ales să meargă la judecătoria Buftea, acolo unde a avut loc un nou termen din procesul de divorț, termen la care Ana Maria Prodan nu s-a prezentat și tocmai de acesta a fost programat pentru o altă dată. Așadar, vom vedea dacă va ajunge astăzi să-și scoată și el certificat medico-legal, având în vedere că în urma scandalului care s-a lăsat cu pumni în fața casei din Snagov, s-a ales cu o mare vânătaie la nivelul ochiului și de asemenea cu mai multe fețe vizibile, mai multe răni vizibile la nivelul feței. Tot astăzi însă cei doi au și un nou termen la judecătoria Cornetu. Este vorba despre un termen care vizează problemele legate de pensia alimentară. Mai exact, Laurențiu Reghecamp a depus o contestație la executare și de asemenea a cerut suspendarea provizoriei a pensiei alimentare. Vom vedea așadar dacă se vor prezenta amândoi la termenul de astăzi, dar și la termenul de mâine, la judecătoria Buftea, unde se va prelungi acel ordin de protecție pe care fiecare îl are. Practic vorbim despre două ordine de protecție care s-au unit într-un singur dosar. Doar așa se vor întâlni de acum cei doi încă soți, doar în sălile de judecată, pentru că nu au voie să se apropie unul de celălalt. Și deși amândoi spun că își doresc divorțul și nu vor să mai discute despre acest scandal, iată că aceștia continuă să își arunce săgeți unul către celălalt.